O casă a luat foc în noaptea de 6 spre 7 noiembrie în satul Zgurița, Raiunul Drochia. Pentru stingerea flăcărilor la fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori și pompieri, transmite unimedia.md. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unei odei. În timpul intervenției, pompierii au evacuat din interiorul casei o butelie de gaz, astfel evitând producerea unei explozii. Totodată, până la sosirea pompierilor din interiorul locuinței a fost evacuat de către vecini proprietarul, un bărbat în vârstă de 67 de ani. Prealabil, specialiștii au stabilit că incendiul ar fi izbucnit de la o plapumă electrică defectă.